Salut! Sunt Robert și în filmul ăsta vreau să vă vorbesc un pic despre niște tunuri care se dau în fiecare guvernare. Și nu știu dacă ați fost foarte atenți și ați remarcat tunurile astea, dar o să vi le explic cât de mult pot, astfel încât să înțelegeți cam care e șmecheria. De exemplu, în guvernarea actuală, anul ăsta, s-au cumpărat niște rachete Petrio de vreo 4 miliarde de euro, s-au cumpărat niște mașini de patrulare pe granița României, granița aia care fusese dotată cu aparatură de vreo miliard și ceva de euro acum niște ani de la o firmă germană, în ideea că o să fim băgați în Schengen și n-am fost băgați în Schengen. Și acum vine vremea în care Probabil o să ni se mai vândă încă o dată treaba asta, bă, trebuie ca să fiți băgați în Schengen, trebuie să mai dați niște bani la firma germană, să mai luați niște aparatură de acolo. Tot așa, de niște sute de milioane, un miliard, două. Da? Așa se întâmplă. În fiecare guvernare au fost astfel de contracte militare, să le spunem, pentru că contractele astea de obicei sunt cu echipamente militare. Uh, și... Acum a fost foarte pregnantă treaba asta, pentru că guvernul vine și ne spune bă, nu avem bani să mărim pensiile cu 40% și să dublăm alocațiile copiilor, pentru că nu sunt bani. Dar sunt bani să dăm 4 miliarde la american pe rachete Patriot și încă niște sute de milioane, probabil, cu mașini de alea de patrulat pe graniță. La alții. Pe aici până nu e, că trebuie să dai și la aia și la aia. Așa e. Bun. Contractele astea, de obicei, sunt secretizate pentru că sunt contracte de tehnică militară și de armament și ele sunt secretizate și nu prea știi ce se întâmplă acolo. Da? Adică posibilitatea de, de boom și de parandărăt e mult mai mare decât și e mult mai safe decât la contractele de măși, combinezoane și toate celelalte. Datorită faptului că astea costă foarte mult și datorită faptului că sunt secretizate și nu e poți să faci comparație tu Gigel sau eu, Robert Stănciulescu, și să mă uit să spun, bă, că au luat ăștia avioane sau rachete patriot. Păi de unde mai puteau să ia rachete și e prețul corect sau nu e prețul corect? Ceea ce se poate face în cazul celorlalte achiziții, da? care nu sunt de tehnică militară și de armament. Și aici nu prea poți să faci contract, adică bă, ăla prețul, asta a fost, atât ați dat americanul, să fii sănătos, că asta e viață N-ai ce să faci. Adică, na, nu poți să faci comparații și nu poți să știi tu, cetățean prost al României, care dai bani pe rachetele alea, că atât a fost sau n-a fost atât, da? Deci prețuri umflate și parandărăți și uh, chestii de-astea de, de nu se pot face foarte ușor cu astfel de contracte. De asta, o să, dacă o să vă uitați un pic în trecut, cam la fiecare guvernare au fost astfel de achizi. Ba cu fregate, ba cu... Abar nu mai știu cu ce au fost. Dar dacă o să vă uitați în spate, toate, toate, toate guvernările au avut astfel de contracte și astfel de achiziții. Contractele astea mai au și un, mare, un alt mare avantaj. dacă ai cumpărat de la un Sam, care controlează serviciile secrete din România și DNA-ul și cam toate instituțiile astea care trebuie, pă, cum poate să vină peste tine cineva și să spună, bă, stai un pic că ai fraudat. Că dacă nu vin astea care sunt conduse de ăia de acolo, nu mai are cine. La fel dacă ai luat de pe la de pe noi. Da? Păi nu vine nimeni să spună, bă, stai puțin să-ți trimită DNA-ul pe cap că ai luat rachete, poate de la unchiul Sam și că ți-au și, și ție niște sute de milioane de euro la tranzacția asta. Ție ca președinte, mă gândesc, și ca șef de serviciu secret. Da? Deci nu vine nimeni să facă asta. De asta ele sunt mult mai safe și mult mai ok decât celelalte contracte pe care le vedem pe piață, adică alea cu măști, cum la un fundat pe ăla de la, de la Unifarm, că trebuia să iasă cineva și a ieșit prost. Da? Cam asta e treaba cu contractele astea și o să vedeți că probabil se vor derula în destul de multe guvernări, probabil și de acum încolo. Pentru că, logic, ce ce treabă avem noi cu rachetele? Adică, ce nevoie avem noi de rachete Patriot acum? Nu? Iar gândiți-vă un pic. Adică, vine ăla care ți le vinde, vine și spune, băi, vezi că Rusul e nasol, trebuie să cumperi rachete de la mine. Dar Rusul e nasol pentru că cumperi rachete de la, de la el. Adică, dacă tu n-ai cumpărat rachete de la el, Rusul n-ar fi nasol. Da? Dar ăla care ți vinde vine și începe, bă, vezi că la nasol că e nașpa și trebuie să te aperi de el cu chestii date de mine. Da? Deci cam așa se pune problema, nu? Adică vecinul meu e nașpa pentru că vine vecinul ăla și îmi spune, bă, vezi că ăla al tău e nașpa și cumpără niște chestii de la mine să te apăr de el, dar vecinul când vede că cumpăr de la ala chestii să mă apăr de el, devine nașpa că zice, bă, stai un pic, ce faci? Nu? Deci cam așa se pune problema. Cam în fel ăsta suntem prostiți. Da, că sincer, contractul ăla de rachete Patriot, când tu n-ai bani să dai la bătrâni, și cu mașinile de alea de patruna pe graniță, când tu ai bani să dai la bătrâni și n-ai bani să dai la copii, putea fi amânat. Dar nu s-a dorit asta. Și întrebarea e de ce. Și niște explicații le aveți în filmul ăsta pe care vi l-am spus. Mulțumesc pentru faptul că rămâi alături de mine. Dă click pe subscribe și pe clopoțel să te anunțe eu tot cum ai pun filmulețe pe aici și aștept și părerea ta în comentarii. Mulțumesc, la revedere!